Bună seara, sunt Georgia Pietreanu. Bun găsit la informațiile despre vreme. Sper că v-ați bucurat de ziua aceasta frumoasă. De mâine să știți că vremea începe să se schimbe, vin ploile, iar de săptămâna viitoare se răcește. O să vorbim pe larg despre cum va fi la noi în țară imediat după ce mergem în Europa. Vremea o să fie caldă mâine în Grecia și în nordul Spaniei, în centru, în vest și în est se răcește, atmosfera o să fie închisă și vor predomina ploile mai abundente în centrul Franței și al Germaniei. În nord-estul Europei vor fi ninsori și lapă, și acolo o să fie și cel mai frig. În jumătatea de nord a Franței, în Cehia, în Polonia și în estul Spaniei, vântul o să bată cu putere. La noi în țară începe să plouă din această noapte în centru, în est, dar și în sudul țării. Ploile vin și sub formă de averse însoțite de tunete și fulgere. La munte, la peste 1500 de metri altitudine, vor fi ninsori, lapoviță, ploaie măruntă, iar rafalele de vânt vor depăși 80 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 4 și 10 grade. Mâine vremea va fi caldă, dar instabilă, în special în jumătatea de est, în Muntenia, în Dobrogea și în Moldova. Va fi norat, vor fi averse cu tunete și fulgere, izolat condiții de grindină. În zona înaltă de munte, vântul o să bată cu putere și trecător vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade. În capitală, mâine de dimineață, dar și după amiaza, se va nora și va ploua puțin. Maxima, iată, va atinge în jur de 22 de grade. Luni vremea se menține caldă, dar spre seară vor cădea averse însoțite de descărcări electrice, iar vântul o să fie activ și vom avea în jur de 21 de grade la amiază. Marți se răcește simțitor, temperatura maximă, iată, coboară până spre 10 grade, cerul va fi acoperit și va ploua trecător, spre dimineață s-ar putea depune și brumă. La munte, în Carpații orientali, vor fi averse, descărcări electrice, s-ar putea să cadă grindină, noaptea ploile se extind și în Carpații occidentali, la altitudini mari vor fi precipitații mixte, iar vântul o să sufle cu peste 100 de km pe oră în Carpații meridionali. Luni, rămâne cald în est și în sud-est, dar temperaturile încep să scadă în vestul și nord-vestul țării. Ploile vor cuprinde treptat toată România. În sud-est vor fi și fenomene electrice, posibil și căderi de grindină. La munte, vântul va continua să bată cu putere și vom avea maxime cuprinse între 8 grade în Maramureș și 23 în Muntenia. Marții se răcește în toată țara, vom avea valori maxime cuprinse între 2 și 12 grade. La munte va ninge slab, dar viscolit, în regiunile intracarpatice vor fi și precipitații mixte, iar în restul regiunilor trecător vor fi ploi și lapoviță. Vântul va avea viteze de 50 până la 65 de km pe oră. Acestea au fost informațiile despre vreme, o seară frumoasă tuturor! La revedere!